Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă spuneam înainte de publicitate că avem o anchetă foarte interesantă cu dezvăluiri din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cu siguranță ați văzut-o în toate aceste zile, când doamna Laura Codruța Chioveși ba a fost pe la Bruxelles, ba s-a dus la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, că are în permanență un sepepist lângă domnia sa și o mașină foarte bună, cu un preț de câteva zeci de mii de euro, cred eu, din părerea mea de amator de păreri din acestea auto-mașini, o mașină pe care o folosește și care aparține Serviciului de Pază și Protecție. Toată lumea s-a întrebat cum doamna Chioveși, care nu mai deține de mult funcția de procuror șef DNA, deci nu mai are o funcție de demnitate publică, beneficiază în continuare de aceste servicii plătite din bani publici. Am întrebat și noi la Serviciul de Pază și Protecție, practic, ce se întâmplă. Cum doamna Chioveși mai beneficiază? Am întrebat și la CSAT. De acolo n-am primit răspuns. Dar o să vedeți, practic, ce șmecherie a fost folosită în cadrul CSAT ca doamna Chioveși să rămână și cu pază și cu mașină. Îi prezint pe invitații mei la această oră. Este aici domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Mulțumesc. Bună seara. Domnul Eusebiu Pistru, deputat ALDE. Mulțumesc. Îl așteptăm și pe avocatul Pavel Abraham să ni se alătură discuție. Haideți să vedem, pentru început, ce răspuns ne-a oferit Serviciul de Pază și Protecție despre aceste servicii de care doamna Chioveși se bucură fără nicio problemă. Ne spun aici cei de la SPP următoarele. Serviciul de Protecție și Pază, conform prevederilor articolului 14 alineatul 2 din legea 191 din 1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, asigură protecția demnitarilor stabiliți prin lege. Ne mai spune SPP-ul, așa că să nu avem noi vreo părere că sunt părtinători, că au vreo preferință politică, Serviciul de Protecție și Pază își păstrează neutralitatea și își desfășoară activitatea conform legii. Bun. Haideți să vedem ce spune articolul 14, invocat de cei de la SPP. Persoanele îndreptățite să beneficieze de protecție și obiectivele a căror pază se asigură de către Serviciul de Protecție și Pază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cu alte cuvinte, ce ne spune SPP-ul? Noi o păzim pe doamna Chioveși pentru că așa ne-a zis Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Asta, deși există o lege în România care spune că orice magistrat, dacă se simte amenințat domnia sa, dacă se simte amenințată familia magistratului, paza se asigură de către Ministerul de Interne. O să rog pe colegii mei să ne afișeze și acest articol foarte interesant, pentru că este o lege în vigoare care o protejează pe doamna Chioveși fără să fie nevoie de vreo șmecherie în CSET pentru paza și protecția domniei sale. Haideți să vedem declarația Laurei Codruța Chioveși, întrebată fiind doamna Chioveși, de ce mai beneficiați încă de protecție, pază și mașină SPP? E normal să mergeți cu mașina SPP și cu pază de la SPP? Da, protecție în acest moment. Protecție oferită de către cine, doamna procuror? Puteți să ne explicați? Protecție de către cine oferită, doamna procuror? Protecție față de faptul că am primit numeroase amenințări. Atunci când am încheiat mandatul, am și trimis copie după toate amenințările pe care le-am primit și pe toate riscurile care există cu privire la siguranța mea fizică. Și Consiliul Suprem de Apărare al Țării a decis că trebuie să beneficiez de protecție în continuare. Pe ce perioadă, doamnă procuror, trebuie să beneficiați? Nu știu, să întrebați la... În legătură telefonică directă cu noi este și generalul Dumitru Iliescu, fost șef al Serviciului de Pază și Protecție. Mulțumesc, domnule general, pentru această intervenție. O să revenim, îmi spun colegii mei că au pierdut această legătură. Foarte interesant, spuneam, în acest moment, Laura Codruța Chioveși are în continuare dispoziție dată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, condus acest CSAT de președintele Klaus Iohannis, pentru pază și protecție. Explicația este foarte simplă, doamnelor și domnilor. CSAT-ul a dat această pază și această mașină SPP pentru doamna Chioveși când domnia sa era procuror șef al DNA, adică avea demnitate, o funcție de demnitate publică, și ca să rămână fără pază și mașină SPP, tot CSAT trebuia să decidă retragerea serviciilor
pentru doamna Chioveși. Ce să vedeți, CSAT-ul a uitat să retragă aceste servicii SPP pentru doamna Chioveși. Generalul Dumitru Iliescu, fost șef al Serviciului de Pază și Protecție, în legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc, domnule general. Lucrurile sunt simple. CSAT a dat, dar nu a mai luat, nu? Cu siguranță, Serviciul de Protecție și Pază nu putea să asigure protecția în continuare doamnei Chioveși dacă nu avea o decizie legală la bază, adică decizia Consiliului Suprem de Apărare, așa cum prevede, de fapt, legea de organizare și funcționare a serviciului. Pentru că lucrurile, dacă făceau din proprie inițiativă această chestiune, erau foarte complicate. Misiunea de protecție e o misiune de luptă. Persoana care face protecție are dotarea necesară, este dotat cu armamentul din dotare, cu muniție letală, îl folosește în cazul în care este în pericol demnitarul și vă dați seama care ar fi consecințele legale, mă refer în special cele penale, pentru cei care ar lua asemenea decizie să asigură o protecție nelegală. Din punctul meu de vedere, cu siguranță așa s-au produs lucrurile, în sensul că atunci când era într-o funcție, pe o funcție de demnitate publică, doamna Chioveși a solicitat protecție, să îi se asigure protecție de către Serviciul de Protecție și Pază, solicitarea fiind adresată Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În solicitare prezentând și motivele pentru care cere această protecție, iar Consiliul, după o analiză acestora, a decis să îi se asigure protecția, iar Serviciul de Protecție și Pază n-a făcut altceva decât să aplice această hotărâre. Ca să poată fi ridicată această protecție, să înceteze această protecție, trebuie să decidă cel care a decis preluarea ei în pază de către Serviciul de Protecție și Pază, și anume de către Consiliul Suprem de Apărare. Deci, CSAT a dat pază și protecție și mașină doamnei Chioveși și CSAT trebuie să retragă. Și n-a mai retras, domnule general, această pază și protecție pentru doamna Chioveși. Corect, pentru că nu a existat o asemenea solicitare de retragere a protecției. Aici voiam să ajung. Din datele pe care eu le am, așa, nu a existat o asemenea solicitare. Asemenea solicitare putea să o facă membrii Consiliului Suprem de Apărare. Oricine? Cei care, de ori, da. Orice membru? Orice membru al Consiliului putea să solicite. Orice membru al CSAT? Bun. Orice membru putea solicita, spuneți că din informațiile pe care le aveți, n-a solicitat nimeni, dar mai trebuie spus ceva, domnule general, că dacă un membru se împotrivea, spunea domnule, eu nu sunt de acord, nu? Această solicitare pica. Da, pentru că așa cum cunoaște și dumneavoastră, hotărârile Consiliului Suprem se iau prin consens. Dacă un membru al Consiliului nu este de acord cu o anumită măsură, nu se poate lua măsura respectivă. Așa cum s-a luat prin consens decizia de acordare a protecției pentru doamna Chioveși, și tot așa trebuie să ia prin consens și decizia privind cetarea acestei protecții. Din punctul noastră de vedere, domnule general, pentru că ați condus Serviciul de Pază și Protecție, această uitare a CSAT-ului de a lua aceste servicii, această mașină SPP de care beneficiază Laura Codruța Chioveși, este un abuz sau nu? Deci, în legătură cu acest subiect, trebuie să vedem și ceea ce legiuitorul a stipulat în articolul 14, litera I, aliniatul 4, așa, și anume, spuneți-ne, da, că de protecție pot să beneficieze și demnitari, și foști demnitari care n-au fost aprobați prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare, contra cost, sau în alte situații când decide Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Deci acum, contra cost ar fi trebuit să plătească? Vis-a-vis de chestiunea aceasta, din punctul meu de vedere, doamna Chioveși n-ar trebui să beneficieze de protecție. Din partea Serviciului de Protecție și Pază, atâta timp cât este o lege prin care Ministerul de Interne este abilitat să asigure protecția persoanelor care ocupă funcții în parchetul general, în justiție, în magistratură, să spunem, magistrat. Ca atare, normal ar fi ca în acest moment, doamna Chioveși să beneficieze de protecție din partea instituției respective abilitate prin lege, cum am menționat anterior. Foarte interesant. Dacă Consiliul Suprem de Apărare a decis acest lucru, atunci
nu poate nimeni să ia o altă măsură decât de conformare. Mă refer la cei din cadrul Serviciului de Protecție. Am înțeles. Ei îndeplinesc ceea ce decide CSAT-ul. Rămâneți cu noi, domnule general, foarte interesant de aceste precizări. Domnule primar, lucrurile stau foarte simplu. CSAT-ul a dat, nu a mai luat și mai există o lege. Deci doamna Chioveși nu era, practic, fără niciun acoperiș, fiind amenințată, așa cum susține domnia sa. Are o lege, e o lege în vigoare. Ministerul de Interne asigura paza. Acum, în mod cert, un fost demnitar în situația în care se găsește doamna Chioveși este normal și este firesc să aibă parte de servicii de pază. Sunt două scenarii posibile în această situație. Primul are această posibilitate ca Consiliul Suprem de Apărare a țării să aibă informații care să conducă către acest tip de decizie. Doamna Chioveși spune că a depus niște amenințări pe care le-a primit, probabil prin mail, prin SMS-uri, a depus acest lucru. Dar, repet, există o lege care îi permite paza și protecția de către Ministerul de Interne. Probabil că nu este instituția care trebuie. Știți că adorci, eu sunt medic și întotdeauna un aspect important există într-o astfel de situație. Există unor, poate, mai multe categorii de amenințări. Unele dintre ele, vorbesc de scenarii posibile, unele dintre ele există posibilitatea să exceadă competențele pe care le au unele instituții ale statului. Asta poate să fie un scenariu. Alt scenariu poate să reprezinte o misiune, cum foarte bine ați spus. De aceea, o astfel de decizie, o astfel de hotărâre trebuie, din punctul meu de vedere, judecată și în această formulă. Există posibilitatea să aibă nevoie, da? Și argumentele vi le-am prezentat, cum în același timp poate fi suficientă și cealaltă prevedere legală pe care am enunțat-o, articolul acela 14. Deci dumneavoastră că Ministerul de Interne s-ar putea afla în imposibilitatea de oferi suficientă pază și protecție pentru doamna. Tipul de amenințare există. Cred că este o amenințare teroristă, mă gândesc. Depinde, nu știu, domnule Pistru, poate. Depinde de ce tip de amenințare. Depinde, pentru că nu știm ce tipuri de amenințări sau la ce tipuri de amenințări a fost expusă, având în vedere demnitatea pe care nu cred că sunt mai mult sau alte amenințări, cred, decât le primește un demnitar în mod obișnuit. Căci noi astăzi sunteți primar, primiți, domnul Pistru, probabil mai primește și numnia sa de la diversi, nu știu, din opoziție mai găsește vreun o persoană, două, care să fie supărată pe ceva, dar, totuși, are un cadru legal. De ce CSAT s-a folosit de șmecheria asta, că e o șmecherie până la urmă pe care i-au făcut-o, astfel încât să-i acorde în continuare pază și protecție SPP. În acest moment, așa cum a zis și dumneavoastră, cum a zis și colegul meu, doamna Chioveși este în legalitate. Dacă CSAT-ul nu i-a retras acest drept, dar CSAT-ul este în legalitate? Păi, acum are acest drept să decidă. De aceea este, da, are acest drept doamna să decidă. Doamna Chioveși este legalitate. Domnul general, trebuie legalitate. Să vină o solicitare în acest sens de a retrage pază și protecție, dar conform a ceea ce am citit astăzi. Ce amenințări, domnule Pistru, mă gândesc, când doamna a făcut dreptate și adevăr, este justițiară, ați văzut, la Bruxelles este primită cu brațele deschise, adică este zeița dreptății. Ce amenințări? Asta nu putem să știm ce amenințări. Nu știu, poate adică, amenințări cu moarte, știu, sau amenințări cu... Nu cu știu, ce? Nu pot să răspund la această întrebare din moment ce nu avem un document sau o... Da, din punctul nostru de vedere, CSAT-ul a făcut un abuz sau nu? Din punctul meu de vedere, dacă ceea ce a spus domnul general, că la CSAT trebuia să vină o cerere care să-i retragă și n-a mai venit. N-a fost niciun membru interesat, vedeți? Nici de la dumneavoastră, că aveți, practic, guvernul are reprezentanți, da, totuși, dar, în CSAT. Nici știu, măcar nu vreau membrii puterii n-au fost interesați. Nu știu exact cum e legea. Cine? CSAT-ul trebuie să se sesizeze din oficiu sau chiar să primească o asemenea hârtie să-i retragă... Când oferi pe bani publici un serviciu unui om, serviciu de pază și protecție. Parcă te-ai cam sesiza, nu? Da.
Foarte interesant, domnule general. Ne spuneți, practic, că nimeni nu s-a, din informațiile pe care le aveți, nimeni nu s-a îngrijit, iată, să vadă dacă doamna Chioveși sau doamna Chioveși n-ar trebui să mai aibă aceste servicii și mașina SPP-ului, având în vedere că există deja o lege în România care permite Ministerului de Interne, prin oamenii pe care i-are în subordine, să o păzească pe doamna Chioveși. Și credeți că este o amenințare care excede, iată, competența Ministerului de Interne? Ministerul de Interne are structuri specializate în asigurarea protecției persoanelor respective. Nu cunosc exact care este situația doamnei Chioveși, care este situația informativă operativă, ce pericole potențiale sunt la adresa domniei sale, dar probabil dacă Consiliul Suprem de Apărare a menținut această protecție, înseamnă că sunt elemente de genul acesta, că altfel nu văd de ce ar lăsa o asemenea protecție unei persoane care totuși n-a avut o funcție, să spunem, de demnitate publică de nivelul acela care impune o asemenea măsură. În semn de prietenie? Vă dau un exemplu. Primii miniștri ai României beneficiază de protecție un an de zile după ce și-au terminat mandatul. După aceea nu mai beneficiază de protecție. Nici primul ministru nu mai beneficiază de protecție. Este caz special. Din prietenie oare, domnule general, să fie menținute aceste servicii nu, din nu schimb acest de lucru, favoruri? Însă eu bănuiesc că în ceea ce o privește pe doamna Chioveși, având în vedere funcția pe care a deținut-o, în special la Direcția Națională Anticorupție, și faptul că au fost foarte multe dosare instrumentate în perioada în care a condus această direcție, unele dintre ele știți foarte bine cum au fost instrumentate total în afara prevederilor legale, cu abuzuri. Așa, probabil se teme de o reacție a celor care s-au simțit nevinovați și au fost cercetați în mod abuziv sau știu alte persoane, că nu văd amenințări din altă zonă de unde să vină către doamna Chioveși. Mulțumesc, domnule general, pentru această intervenție. Așteptăm un răspuns oficial și de la administrația prezidențială și de la CSAT. Sunt solicitări făcute în acest sens și la aceste instituții. Așteptăm explicații oficiale despre această situație. Mergem